Nu puteam să ne oprim din râs. Amestecați plantele cu zahărul, mierea și florile. Acolo, gata, tot. Cu zahăr. Intră și asta? Hai. Închide sticla și... Adăugați-o pe care și aia. Eliberați-vă sufletul măsurițind o greșeală. Spuneți-o partenerului. Greșeala pe care a stat-o în viață, care a durut și rugăturile nu au trecut nici acum. Nu am ascultat când trebuia, de bunica mea, de tata. Când eram mic în copilărie, i-am pus piedică în clasa a patra lui Tommy, colegul meu și prietenul meu cel mai bun care stătea pe strada cealaltă și și-a spart dintele din față. Când eram mic, am luat bandă la mama, fără să-i zic, și îmi pare rău. La un moment dat, m-am hărăit cu unul dintre unchii mei și n-am mai ținut legătura așa de apropiat cum eram pe vremuri. Și ăla este un regret din viața mea. Asta e. Regret un pic, așa, că am venit aici. Asta. Bă, râdeam. Doamne, deci râdeam. Deci, doamne, n-am mai râs de mult în halul ăla. Eu regret că mi-am făcut tatuajul ăsta pe spate la vârsta de 17 ani. Puteam să mai aștept un pic, să fiu mai deștept. Perfect. Deci, acum că am mărturisit greșeală, asta e cu ouă. Cu ouă. Așa, mă, fac. Îmi stare o criză de râs, așa. Okay, ce acum fac mai stupină? Așa, mă, stai așa. Închide sticla și scutroate de 12 ori fiecare repetând la culpa se va. De 12 ori, hai. La culpa se va! La culpa se va! Zi. Repet, la culpa se va. La culpa se va. La culpa se va! La culpa se va! La culpa se va, la culpa se va. 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 Ce se va, se va, ce se va. Doamne. Și acum, taxi. La Teatru Municipal, ce dracu? Nu, ceva, să ne ajută la Teatru Municipal. Gracias por todo, señor. Gracias por todo. A la teatru, mas rápido posible. Puedes ayudar con el coche? Con el coche al Teatro Municipal, por favor, señor. Sí? Sí. Sí? Gracias, señor. Gracias. Muchas gracias. Hai, fac de o parte la alta. A fost teribil să punem ou în sticlă pentru sticluță. Că nu... Nu e, mă, trebuie să intre niște ou. Am băgat ou, uite ou. Ne-am mișcat racheta, ne-am învârtit doar la... Să fugim, mi-a zis, fărăi și ou. Hai, o fi altă echipă? S-a lăsat noaptea și voi nu mai veneați. Ne întoarcem în acțiune pe drumul aurului pe ultima sută de metri către Irina, unde doar primele trei echipe se califică la jocul pentru amuleta. O calificare care se lasă și cu o binevenită cazare asigurată. Tensiunea crește cu fiecare kilometru. Emoțiile sunt mari. Ne-am mișcat racheta. Deci ne-am mișcat racheta, ne-am învârtit doar la c***ul de primul. Ai mierea? Am. Am ajuns acolo și a trebuit să sărim un gard de pe niște pietre cu rucsacii și cu toate obiectele. Faceți oul, dă-mi oul. A fost teribil să punem ou în sticlă. În sticluță. În sticluță, da, nu era sticlă. Nu e, mă, trebuie să intre niște ou. Am băgat ou, uite ou, ia uite. Așa. Ou. Și apoi ne-am apucat să scuturăm compoziția de 12 ori fiecare și să ne spunem o greșeală pe care am făcut-o și la care încă ne gândim câteodată. Sau... Erai mică și te-am aruncat din greșeală, din pat în zid. S-a întâmplat de mult când erai mică să nu-mi dau seama că doarme pe picioarele mele și să o șutez în zid, în op. Hai zic că nu am. Greșeala mea este când ți-am spus că dorm la o prietenă și eu de fapt am stat toată noaptea pe un bloc să vă răsăritul. E aici, 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 aici. Haide. Aici, este perfecto. Mă? Ran? Ah, ok, Ran, iartă-ne. Iartă-ne pe noi, hai să fugim. Hai să fugim, mi-a zis. Hai că și o fi altă echipă? Și când se lasă seara, noaptea... E aproape lună plină. S-a lăsat noaptea și voi nu mai veneți. Irina. Bună, Irina! Ce faceți? Am trecut prin toate alea. Am zis de 12 ori, ne-am mărturisit greșelile în centru aici. Trecea lumea pe acolo și se uită.
Ne-am plimbat un pic până să găsim cascada. Știți că dacă participați la joc, nu va mai trebui să căutați cazare. Știm asta, da. Și pur și simplu refuz să cred că suntem ultimii sau ceva ați de genul ăsta. Ați spus toate vorbele pe care trebuia să da, le spuneți? Da. Eu sunt mulțumită, dar în ceea ce privește jocul, nu știu ce să spun. Ah, avem cazare, că i-a licărit ochiul, drept. Poate. Glumesc. Am încercat și eu, poate. Ne așteptam. Uite, nu suntem ultimii, încep să vină și alții. Ia vezi din. Doamne, și pe mine data viitoare când vei mai fi pesimist cu mine? Vezi data viitoare când o să mai fi pesimist cu el? Let's go! 20 de minute. Trezim oamenii, oamenii s-au culcat la ora asta. Deci data viitoare când o să spui că eu greșesc că sunt optimist, să te gândești la treaba asta, să te gândești la momentul ăsta. Ziua și lecția. Let's go și să nu-i zici niciodată, că nu trebuie să rețin viața ta. Nu cred așa ceva, am pierdut 20 de minute. Îmi place dansul ăsta. Să-l păstrați. Băi, și ăștia doi. Felicitări. Ăștia doi. Sper să fie mâine, să nu fie cu alergat, că ne bate ăștia. Cine are cazare? Cine are cazare? Cine doarme liniștit? Fericire maximă. Avem cazare. Păi, mâine jucăm. Poate prinde și niște cașcaval. De să întreb. Știți care este problema? Nu e convins că ați făcut ritualul. Irina deja știa de tot ce făcusem noi, că n-am făcut ca lumea tot ritualul, dar am zis că hai că ne păsuiește, că totuși l-am făcut 8-2, că e rog cășirea. Mi-e pregătit să ne dea o penalizare, știi? Adică măcar să ne dea o penalizare. În 5 minute acolo, da? Ceva, da. Înțelegem. O să aștept următoarea echipă de data asta, pentru că se pare că au făcut tot ritualul cap-coadă, ca înțeles. La carte. Am înțeles, a zis ce e corect, ce corect, ne retragem, nu facem scandal că nu are sens. Măi, mi se pare mie, sau sunteți super purificați? Da. Ați mărturisit, ați povestit, ați spus ce era de spus. Am zis, acum să ne luăm de pe suflet. Din păcate însă, am așteptat aici foarte mult timp, din respect pentru ora târzie, pentru că n-am vrut să las pe nimeni singur la ora asta. Și ne gândeam cu groază cum facem să găsim cazare, că deja e seara, na, lumea se duce pe cameră, că nu știa să trezi la 5. Îi mai găsești pe stradă. Sunteți a treia echipă care participă la jocul de mâine. Oh, perfect. Nu mi-a venit să cred, eram pe locul 3. Dar nu că nu mi-a venit să cred. Am precizat că nu trebuie să vă căutați cazare? Cred că da. Nu mai conta. În capul nostru era doar că trebuie să ajungem la cazare. Da. O cazare care nu trebuie să mai căutăm. Voi trebuie să vă Hai să afli mai multe despre Aventura America Express. Poți să urmărești podcast Tito Express, care e o producție exclusivă Antena Play. Dar trebuie să te abonezi. Da. Dar e bine să te abonezi. Vamos a bailar, vamos a bailar.